Unul din obiectivele pentru care noi milităm este ca la orizontul 2020 să putem să spunem că abordăm un alt sistem de valori, respectiv ceea ce noi numim simplitate voluntară. Adică, la nivel de asociație, la nivel de structură asociativă sau de individ, să punem mai mult preț pe ceea ce înseamnă familie, comunitate și mediul înconjurător. La orizontul anului 2020, presiunea asupra ecosistemelor se va diminua prin adoptarea unui nou stil de viață, cum ar fi permacultura, care vine cu soluții punctuale problemelor actuale. Utilizăm sisteme financiare alternative bazate pe folosirea comună a resurselor individuale prin băncile sociale. Aceste schimbări provoacă ajustarea pozitivă a sistemelor financiare globale în folosul cetățenilor. Spre anul 2020 va crește ponderea energiei electrice obținută din surse regenerabile, precum energia solară, eoliană, geotermală, mareomotrică, dar și cea obținută în centralele termoelectrice ce valorifică deșeurile menajere, în paralel cu reciclarea materialelor energofage. Spre 2020, ruptura dintre guvernanță și individ se va diminua semnificativ, pe de o parte datorită creșterii gradului de responsabilitate a cetățenilor și pe de altă parte datorită faptului că societatea civilă se va impune ca partener activ în luarea deciziilor de interes general. La orizontul 2020, gazele cu efect de seră vor fi reduse printr-o ecoeficientizare industrială, prin dezvoltarea resurselor regenerabile, cum ar fi eoliană, solară, și prin folosirea mai accentuată a automobilelor tip hibrid. Spre anul 2020 avem alternative de hrănire utilizând mai eficient resursele mondiale, aplicând deviza puțin dar sănătos. La orizontul 2020 va crește dependența față de tehnologii care să faciliteze accesul populației la o varietate de servicii. În anul 2020, creșterea demografică va fi controlată prin o mai bună gestionare a serviciilor de planning și educație familială. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.